O aventură s-a terminat prost pentru doi cetățeni ruși. Bărbații au fost reținuți după ce s-au plimbat cu o blindată militară pe străzile din regiunea Leningrad. Mai mult, aceștia erau în stare de ebrietate. Indivizii au fost trași pe dreapta noaptea. Polițiștii susțin că bărbații nu aveau acte de proveniență a blindatei și nici permis de a conduce o astfel de mașină. Autoritățile locale susțin că aceasta nu aparține armatei, dar nici nu au reușit să stabilească de unde a fost luată. Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal.